Da, intrați! Bună dimineața! Cine e acesta? Elev, acesta este Mihai. Ce drăguț! Noul vostru coleg! Ce elegant e! Chiar dacă este un băiat deștept, și drăguț, evident. Acceptați să învețe și el toată vara. Așa că primiți-l cu dragoste și respect. Mihai, ia loc. Da, așa este aici. Nu, elevii deștepți stau în primul rând. Vino aici. Bine. Elevii deștepți stau în primul rând. Aici e ocupat. Ok. Aici tot e ocupat. Mihai, așa este locul meu. Lasă-mă și să acolo. Mulțumesc. Așa, văd că Mihai și-a găsit un loc. Toată lumea bucuroasă. Deci, deschideți caietele și cărțile la pagina 7. Citim textul. Taisia, ce roche frumoasă ai tu și ce pantofi. Dar ce floricele ai tu acolo în cap. Wow! Jasmina, ce costițe frumoase ai! Îți stă foarte bine! Fiecare, ia uitați ce am! Am ceva gustos! Vreau să împart cu voi o ciocolată! Ciocolată? E o tvoie ciocolată! Nu e pentru tine! Jasmina, Taisia, vrei ciocolată? Te-ai parfumat? Miroși foarte bine. Fetelor, m-am lovit la tine! Dar ciocolată, mai ai? Nu am pentru tine ciocolată. Fetelor, n-am înțeles ce faceți voi acolo. Treceți înapoi în băncile voastre. O banană dorești? O, mulțumesc. Și un măr? Da, desigur. Și un cartof? E foarte gustos. Poți să mănânci chiar și nespălat.
О, я одор картофель. O să fac din el acasă niște cartofi fry. Wow, tu gătești? Da, desigur. Ador mâncarea pregătită de bărbați. Și eu pot găti ouă prăjite, ouă fierte, ceai verde și ceai negru. Copii, dați-mi căițelele cu ce ați scris. Așa, și... Acum o să invit pe cineva în fața clasei să recite o poezie din cele învățate pe parcursul anului școlar. Cine dorește să recite primul? Eu, domnul învățător. Mihai, poftim, ieși în fața clasei. Te ascultăm. Mama-i tot, mama rămâne și la rele și la bune, te ceartă cât se poate, dar din suflet nu te scoate. Domnul profesor, domnul profesor, vreau să recit și eu o poezie. Sergiu, tu vrei să ne spui o poezie? Hai, uimește-ne! Cățeluș cu părul creț, fură rața din coteț. El se jure că n-o fură, dar l-am prins cu rață în gură. Această poezie o ținite încă de la grădiniță. Hai, Sergiu, treci la loc. Note să știți că nu vă pun, dar să recunoaștem, Mihai a spus mai bine poezia. Mihai, și eu tot am spus bine poezia. Oh, lecția a luat sfârșit. Puteți să mergeți în pauză. Mihai, câți ani ai? Când e ziua ta de naștere? Care e culoarea ta preferată? Dar care e desenul animatul tău preferat? Fetelor, lăsați-mă în pace. Ok, bine. Sergiu, vrei să fim prieteni? Prieteni? Hai la cantină să te servesc o prăjitură. Serios? Hai, chiar mi-este foame. Dă o mână caldă, văd că nu ești băiat rău. Îți place și ție, bunișor? Hai să mergem. Dar ție fotbalul îți place? Da, sigur. Ce echipă îți place? Sfântul Gheorghe. Sfântul Gheorghe? Ui, și mie. Hai, să mergem. Doar noi! Stai! Eu nu vreau ciocolată! Eu vreau! Eu tot vreau! Mi-e foame! Eu nu pentru tine, am spus fete! Miroș bine! Fietelor! M-am parfumat! Te-ai parfumat chiar? A, nu, eu chiar m-am parfumat. Nu, chiar miroase, chiar miroase. Bravo! Miroase? Da! Wow. Ok. Hai la cantină să te servesc.